Bună seara. Bună seara. Apropie-te. Cum te numești? Ramon. Cu ce ocazie pe la noi? Spune ceva. Păi am venit la Masterchef să vă prezint rețeta mea. De ce te-ai deranjat să vii până aici? Mă plictiseam acasă. Te plictiseai acasă, nu? Haide, adică e de fan aici, vii? Nu, nu. Bun, ce ai pregătit tu? Orez cu șofran și fructe marine. Fructe marine? Vrem să vedem fructele marine, suntem curioși. Cum sunt fructele hai, marine? Mă. Uite fructele marine. Hai mă, Ramon, mă, hai. Avem orezul. Adu-l aici în față să-l vedem, de la mama mă, lui de orez. Hai, hai, hai. Cum am preparat acest produs? Nu știm. Aflăm. Te rog. Am tras niște ceapă la tigaie. De la stânga la dreapta sau? Practic am tras-o cum am vrut eu. După care am adăugat un pic de unt. Și ai pus-o în ananas. Nu vă contrazic. Așa ai spus. Contrazic, măi, de bun. Mergi mai departe, ok. Da. Tu ești cu noi? Da, voi sunteți cu mine? Doamne, nu cred, mă! Mai departe. După care am pus scoicile. De care scoici? Cum? Am tras și crevetele un pic la tigaie. Cum ai vrut tu? Practic, da. Teoretic? Teoretic, cum ești? Deci dacă treaba aia are gust, la cât am râs, ai două șorțuri. Dacă... Ți-ai dai și lui maică-ta. Oh. I love. Da, dacă n-are gust. Îi dăm de o zăpăce. Îi dau eu primul. Băi, comestibil? Pâine avem. De ce vrei să o regăsi din pâine? Cum ești că te cheamă? Ramon. Chicireanu. Chicireanu? Numele lui nevastă mea. Dar al tău care era? Balan. N-am vrut. N-am vrut. Jur, n-am vrut. Apa aveți? Ce puțin? Ce are? Și eu una. Eu am cerut pâine, da. Nu știu cum pot să le iau să-l... Nu, că n-am de gând să-ți mărturesc hainele. Ar fi ceva de genul așa... Și să încep să mănânc, nu? Nu. Ce are în el de este galben orezul? Un pic, un vârf de șofran, șofran. Ai avut dreptate. Ai fierce, ai gătit orezul cum ai vrut-o. Este foarte adevărat. Deci nu, Ramon, te rog eu frumos, du-te înapoi afară. Du-te înapoi afară și mai ai jumătate de oră să faci un preparat. Nu știu, te rog eu frumos, mai fă-mi un preparat. Hai, hai să mai încercăm. Eu! Haide, haide, haide! Că-s voie, omul. E plecat pe omul ăsta. Ce demență de om. Stop! Zi-mi ce faci. Ce vreau eu? Băi, deci eu e în serios, ce vreau eu? Vorbim serios? Ce vreau eu? Hai cu mine. Am în spate. Hai cu mine. Hai, bună seara din nou. E așteptată venirea. Bună seara din nou. Salut, Ramon. Salut, Ramon. Între timp, până tu ai gătit, noi am mâncat, ne-am săturat. Trebuie să fie ceva extraordinar. De bun. Da, de bun. Ca să gustăm măcar. Îi mai faci ceva la farfurie? Nu, nu. Nu mi-ai spus ce ai gătit, Ramon. Practic am gătit ce am găsit. Ok. Repede, avem un piept de pui umplut cu bucată de șuncă, un pic de cașcaval în interior, niște legume trase la grill. La grătar. La grătar. Iar aici am niște legume trase un pic în unt. Am uit să văd dacă ai puiul gătit, Ramon. Corect. Eu v-am spus că poate. Merge? E bună?
Băi, Ramon, tu n-ai înțeles care-i treaba aici. Posibil. Din prima. Da, din a doua ies. Zici tu? Dă-mi și mie un motiv. Pentru care? Să-ți dau șorțul. Da, și asta e adevărat. Dacă îmi promiți că vei deveni un exemplu pozitiv și vei face farfurii de adalea, trăzne, de Masterchef, eu îți dau un da, dar doar dacă îmi promiți, altfel, e nasol. Eu zic că mă încadrez. Trebuie să-mi promiți. Șef Cătălin, promit că voi scoate niște farfurii demne de această emisiune. Eu trebuie să-mi promiți că o să faci tot ce stă putință să câștigi acest concurs. Da. Dacă tot mergem așa departe, aș putea să iau un avans din premiu. Ce ești rău, bă? Nu? Haide, capul! Nu, dar aș vrea să petrec în seara asta. Și... Nu putem să-ți promitem așa ceva, dar dacă vrei putem să facem puțin anchetă, să te ajutăm cumva. Să fie primit. Promit că... Nu, așa. Nu, nu, nu. Nu mai propriu. Șef Florin, promit că voi lua premiul emisiunii și promit că acest premiu îl voi lua meritat. Băi, nebunii la cap. Păi doar trebuia cu prima să o leg. Ți era rău? Nu, ai spus treaba asta? Băi, deschisă gazul și... În partea mea e un da. Promit? Așa. Că mă încadrez cu orice veți spune împotriva mea. Dar nu împărțim bani. Practic, am rate fixe și nu pot să... Talentul nu te recomandă. Da. Ești praf. Da. Deci? Așadar și prin urmare, am un da. Îți mai trebuie, ai un șorț. Deja. Ai doi de da. Da, dar eu vreau trei. Deja ai tupeu. M-am gândit și la asta, dar să încerc. Și tu se bate, bă, bă. Deci, ne încadrăm? Sunteți cu mine? N-am ce să-i fac la asta. E plecat de acasă, mă. E dus, mă. Mă, ce faci, mă? Ce să zic? S-ai grijit de el, Ramon. Mulțumesc frumos. Ramon, promisiunile sunt promisiuni și trebuie să te ții de ele. Practic, așa trebuie. Și teoretic? Mai vedem. Fugi. Mulțumim, la revedere. Fugi, Ramon. Trafalete? Te-am pupat. Stai un pic. Ți-e foame. Nu, dar n-am gustat-o asta și... Nu pot să cred. Și ne-ai dat nouă fără, să mâncăm fără să guști. Am plecat. E dus. Dacă n-are tot zboi, nu iar. Bravo, iubire! Te-ai uitat la Masterchef, da? Știi că urmează două probe care sunt super grele. Decisive. Vezi că acolo nu mai e cu Caterinca, n-ai ce să faci. Îi dăm pe ei practic.